O nouă poveste. Povestea se numește Cine e făptașul? Și a fost scrisă de Horia Mihai Danciu, un băiețel foarte drăgălaș de 10 ani. A fost odată ca niciodată o poveste minunată și foarte adevărată. Era o seară liniștită de iarnă și ningea ușor. Horia și Mircea deja își imaginau cum se vor juca prin zăpadă și se vor bate cu bulgări. Mama lor muncise toată ziua, a făcut cârnați, tobă și alte bunătăți pentru toată familia. Tatăl lor tocmai intra pe ușă când, de pe terasă, s-a auzit țipătul îngrozit al mamei. Au alergat cu toții spre ea. Atunci au aflat că jumătate din producția de cârnați a dispărut fără urmă. Mama i-a întrebat pe toți dacă știu ceva despre asta, dar niciunul dintre ei nu știa. Atunci, într-un singur glas, amândoi băieții au zis: acest mister nu poate fi rezolvat decât de o singură persoană, unchiul Jesse. Unchiul Jesse este fratele mai mic al mamei băieților. Numele lui adevărat este Ion Ionescu, dar ei de mici i-au zis unchiul Jesse. El este unul dintre cei mai buni detectivi ai țării. Este subcomisar de poliție de peste 15 ani. A rezolvat peste 200 de cazuri de furturi și tâlhării, așa că este foarte bun să descopere și hoțul de cârnați. Mama băieților l-a sunat tocmai când acesta pleca de la serviciu și se afla chiar la 5 minute distanță de casa lor, așa că a ajuns imediat. De cum a intrat pe ușă, a salutat scurt și apoi a spus: din acest moment, nimeni nu mai pleacă din încăpere până când nu voi interoga pe toți cei prezenți. Așa că pe lângă cei doi băieți, mama și tata, a trebuit să fie aduși și cei doi motani și cățelul Zoe. Primul interogat a fost tata, care a scăpat destul de repede, deoarece se afla la serviciu atunci când a avut loc fapta. Apoi urma Horia, care a avut ceva emoții pentru că așa gândea el, dacă a comis infracțiunea fără să-și dea seama. Apoi și-a adus aminte că el nu a mâncat cârnați în viața lui, așa că nu avea cum să fie făptașul. Mama băieților a scăpat de interogatoriu, deoarece ea era cea care a sesizat fapta. Următorul a fost Mircea. El putea fi făptașul, deoarece adoră cârnații, dar a explicat că la momentul producerii faptei se juca pe calculator împreună cu Matei și Victor, prietenii lui cei mai buni, aceștia putând fi martori la nevoie. Interogatoriul a continuat cu Pierre, motanul alb, cu un ochi verde și unul albastru, care, atunci când a fost întrebat, s-a candat cu labele în sus, evitând răspunsul. Horia a sărit să apere, fiind preferatul lui, spunând că Pierre nu părăsește niciodată casa, deci nu avea cum să ajungă pe terasă. A urmat motanul Tommy, cel tigrat, care a răspuns cu un mieunat impertinent. Ultima pe listă a fost Zoe, zisă și văcuța Milka, deoarece este albă cu pete negre. Aceasta a răspuns la întrebare, lingându-se ușor pe bot. Concluzia tuturor a fost că avem doi suspecți, Tommy și Zoe. Unchiul Jesse a propus să se deplaseze cu toții la locul faptei, adică pe terasă. Acolo, sub sârma pe care atârnau restul cârnaților, se aflau urme de blană maro și neagră. Asta înseamnă că Zoe a fost tăiată de pe lista suspecților, deoarece ea are blană albă. În fața noilor probe, unchiul Jesse s-a uitat în jur și a observat că vecinul de vis-a-vis are camere de supraveghere. S-a dus împreună la vecin, iar acesta a fost foarte amabil și le-a dat casetele cu filmarea. În urma vizionării casetelor, au observat că adevăratul făptaș era motanul Vasilică, cel negru al vecinilor de alături. Deci, Tommy nu doar că nu era făptașul, ci chiar a fost un erou atunci când l-a bătut pe Vasilică, salvând astfel jumătate din cârnați.
Așa a reușit unchiul Jesse să rezolve rapid misterul și să descopere făptașul. La plecare, toți i-am mulțumit pentru ajutor, iar el ne-a spus că trebuie mereu să avem încredere în polițiști că ne vor ajuta. Învățătura acestei povești, pentru că nu-i așa, fiecare poveste are și o învățătură, este următoarea. Niciodată să nu iei ceva ce nu ți aparține, pentru că vei fi prins și pedepsit. Așa cum a fost și Vasilică prins și pedepsit. Bine, dragilor! Pufi vă pupă, vă iubește și vă așteaptă în continuare poveștile pe adresa ei de mail, poveștile lui Pufi, @gmail.com. Până data viitoare, vă spun doar atât. La revedere și aveți grijă de voi să nu vă îmbolnăviți. La revedere, la revedere! Tum 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 t